Bună ziua! Vă prezint o burmașină autofiletantă cu percuții în filetare de la Parkside Performance. Deci, nici acum am cumpărat-o, nici n-am desfăcut-o, e sigilată. Deci, are maxim 80 de newton, bătăi are 336.000, merge până la 65 de milimetri în lemn, 16 milimetri în beton sau cărămidă beceau și 13 milimetri în metal oțel. Nu vine cu încărcător și baterie separat, se cumpără 5 ani garanție. Este motor brailleless, fără perii, deci un motor mult mai rezistent în timp. Haideți să și pe cutie scrie Parkside și să citim ceva. Deci de mașină de gorit și înșurubat cu percuții și acumulator de 20W. Deci merge cu acumulator de 20W, recomandat este să fie de 4 amperi. Motor fără perii, durată de viață deosebit de lungă datorită uzurii mai mici, motor puternic cu reductor în două trepte și mecanism performant de percuție activabil separat. Mandrină din metal cu blocare radială, întrerupător pentru pornire oprire, așa, configurat lampă cu LED, așa integrată, echipare cu suprafață moale și ergonomică, așa, preselecție, 21 de trepte de cuplu plus treaptă de gărure plus treaptă de gărure cu percuție. Cuplu maxim 80 de Nm, frecvență de percuție 36.000 de bătăi pe minut, na. Nu știu dacă o fi atâta. Turație nominală mers gol, așa, 400 în treapta 1, 400 în treapta 2, 2000. Capacitatea mandrei între 1,5 mm și 13 mm. Blocare automată, spider lock, diametru maxim de gărure 65 de mm în lemn, cum vă spune, 16 mm în beton, fără pietre, 13 mm în oțel. Așa, accesoriu inclus un limitator de adâncime, compatibil cu acumulatorii seria Parkside X20V-Team, deci acumulator și încărcător nu este inclus. Deci aici spune cuplu cu până la 77% mai mare, durata de viață a motorului până la 10 ori mai lungă, frecvența de percuție cu până la 36 de mai mare față de varianta albastră Parkside. Deci asta este varianta neagră Performance. Haideți să o desigilez și să vedem și cutia și mașinăria. Eu am una pe verde, dar e bună și nu prea bună, să știți că nu e chiar așa de, nu m-a încântat chiar atât de mult.